Comuna Vârful Câmpului este una dintre puținele comune care se poate lăuda cu o istorie seculară, dar și cu tradiții nealterate, transmise din generație în generație de sute de ani. Tocmai de aceea, la sfârșitul săptămânii trecute, oamenii locului au organizat două evenimente deosebit de importante pentru viața comunității. Pe de o parte, au fost sărbătoriți cei peste 600 de ani de tradiție și locuire neîntreruptă la Vârful Câmpului, dar și Ziua Recoltei, o recompensă a hârniciei oamenilor locului. Ziua Comunei, Ziua Recoltei, 100 de ani de România, 626 ani de Vârful Câmpului, este o mare sărbătoare a noastră a vârvenilor și are dublă, cred că pot spune și triplă însemnătate, întrucât în afară de activitatea în sine, de expoziție, a tot ce înseamnă animale, produse agricole, meșteșuguri artizanale, reprezintă și mai are o însemnătate aceea de a semna declarația de intenție de frățire cu Voloca, Cernăuți, Ucraina. La eveniment au participat și autoritățile județene, reprezentanți ai guvernului și parlamentari. Îmi pare bine să ne întâlnim astăzi la această sărbătoare a Comunei Vârful Câmpului. Este bine cunoscut faptul că această comună a dat societății oameni valoroși și la fel de bine cunoscut este faptul că domniile voastre, locuitorii acestei comune, sunteți oameni harnici și gospodari și de aceea țin să vă felicit. Gospodarii nu au ratat ocazia de a se lăuda cu rodul muncilor de peste an. Au fost expuse cele mai reprezentative simboluri ale unei recolte bogate. Iar mustul dulce și bun a fost una dintre atracțiile zilei. De la Cules trecem la zdrobitul strugurilor, în care iese mustul. Mustul durează 2-3 zile. Să dă drumul la cep, să trage mustul, e prima fază a vinului. De altfel, hărnicia oamenilor locului a fost lăudată și de specialiștii în agricultură. Chiar astăzi ne putem bucura de o zi a recoltei pe măsura așteptărilor. Din partea Direcției Agricole și a specialiștilor vă urez o toamnă cât mai bogată, să vă bucurați de recoltele dumneavoastră, multă sănătate, felicit organizatorii, felicit doamna primar pentru un asemenea eveniment la superlativ, aș putea spune, pentru tot ceea ce se vede aici legat de agricultură și nu numai. După ce la începutul zilei toată suflarea locului a fost la biserică și a participat la Sfânta Liturghie, mulțumind astfel celui de sus pentru roadele primite, la sfârșitul evenimentului oamenii s-au distrat și au dansat alături de artiști îndrăgiți care au fost invitați la această sărbătoare. Ziua Recoltei, dar și a Comunei, nu se putea încheia fără un bine meritat spectacol oferit de autoritățile locale, gospodarilor locului. Nu au lipsit nici folclorul, dar nici muzica modernă și reprezentațiile interactive. Tot în cadrul acestui eveniment a fost desemnată cea mai frumoasă localnică a comunei, dar și cel mai frumos băiat în cadrul unui concurs de Miss și Mister. Zilele comunei au reprezentat și un moment de adunare a comunității și de cristalizare de noi planuri pentru viitor, inclusiv a unui parteneriat cu autoritățile vecine din Ucraina.